Bună ziua și mulțumesc frumos că ați ales să petrecem o după-amiază foarte frumoasă, cel puțin la Cluj, o superbă după-amiază de primăvară târzie, alături de noi. Sigur, e o zi specială, e ziua lupusului, 10 mai, ziua lupusului, ziua regelui. De asta cumva am și schimbat ziua obișnuită pentru întâlnirile noastre, care era mai degrabă joia, cu cea de marți, ca să fim împreună și să vorbim despre lupus, chiar de ziua lupusului. Cătălin? Bună ziua tuturor! Mă bucur să fim împreună din nou și, într-adevăr, așa cum spunea Simona, este bine ca aniversările, comemorările și toate lucrurile bune să fie făcute atunci când se cuvine, respectiv în ziua potrivită și, într-adevăr, astăzi ziua este adecvată pentru a discuta despre lupus, pentru că este ziua aleasă pentru a aduce în atenția opiniei publice problematica acestei afecțiuni importante și, în egală măsură, interesante pentru medic și pentru demersul pe care acesta îl face în încercarea de a ajuta pacienții pe care îi are în grijă. Trebuie să spun că la București este o zi bună pentru lupus, pentru că avem un plafon jos de nori care filtrează radiația solară. Acum, către după amiază, se zărește nițel soarele, exact atât cât este permis. Dar nu vreau să anticipez cu nimic lucrurile care vor fi discutate. Mă bucur doar să avem oportunitatea de a fi împreună și de a asculta prezentări, desigur, interesante. Simona, te rog să continui. Mulțumesc! Astăzi, alături de noi, într-o transmisiune online și înregistrată, deoarece nu poate fi în direct, este profesorul Dimitris Bumpas, care va face o prezentare despre update-urile și noutățile în etiopatogeneza lupusului, care desigur au și vor avea în continuare consecințe terapeutice. O mai avem pe Cristina Panfil cu o prezentare despre felul în care mecanismele etiopatogenetice se reflectă în manifestările clinice. O nouă prezentare despre cum măsurăm, despre indici de activitate, de remisie și de damage în lupus cu Alexandra Burlui de la Iași și despre noutățile terapeutice, cum tratăm eficacitatea și siguranța, în primul rând, a noilor terapii și în mod special a terapiilor anti-interferon, Magda Pârbu de la București Colentina. Prin urmare, încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Profesorul Bumpas nu cred că are nevoie de o prezentare specială. El este unul din cei mai mari experți în lupusul eritematos sistemic. Este un om care a lucrat foarte mult pentru criteriile de clasificare, pentru evaluări, pentru lupusul neuropsihiatric. Este membru în toate colectivele care se referă la tratamente sau la ghiduri terapeutice, prin urmare este realmente omul potrivit să ne vorbească despre ce s-a întâmplat în ultima vreme în lupusul eritematos sistemic. Voi ruga regia să înceapă transmiterea prezentării profesorului Bumpas. Din păcate, profesorul Bumpas călătorește, nu poate fi în direct alături de noi. Suntem gata însă să preluăm întrebările în numele dânsului. Dacă izbutim, vom răspunde chiar noi. Dacă nu, vă promitem să le transmitem și să vă retransmitem răspunsul. Deci, prezentarea profesorului Bumpas, vă rog. Morning. I would like to express my gratitude to Simona for giving me the opportunity to be with you this morning to discuss the key role of interferon in the pathogenesis of SLE. In the next few minutes, I'll be discussing, just waiting for the slide to move. The role of interferon in autoimmunity and the physiology of interferon. Then I will discuss more specifically the pathophysiology of interferon in SLE.
And I'll finish with the implications for the therapeutic targeting. The humatin immunity involves both innate and adaptive immunity. The first, the initial event is the recognition of self or foreign RNA or DNA by innate immunity sensors in the form of TLRs, RIG1 and MDA5. That triggers the inflammation, and the inflammatory milieu that is created, then activation engagement of photoreactive B and T cells in the in this inflammatory milieu is the second and equally important molecule. As you see in this slide here, this inflammatory, the trigger inflammation secretes cytokines, Q of which is interferon, which is a key molecule in autoimmunity. Interferons are glycoproteins, which were discovered in 1957. They are cytokines. There are three types of interferon, 1, 2, and 3. We'll be discussing predominantly type 1 interferon. There are 13 genes for interferon alpha, and then interferon beta, kappa, epsilon, and omega. They're located in chromosome 9. They mediate antiviral innate responses, but also they stimulate the innate immunity by acting on a variety of cells, including pretty much epithelial and cells of the immune system. A variety of cells, as you see here, are producing interferon. This includes the plasmacytoid dendritic cells, which are the key producers, but also dendritic cells, epithelial cells, fibroblasts, and macrophages. Type 2 is the interferon gamma, which promotes predominantly adaptive immunity, and type 3 are the interferon lambda, which have a key role in the protection of the integrity of the epithelia and the regulation of inflammatory responses in the epithelia of the lung and the gut. The interferons, they have multiple biological effects, and their role, their physiological role, is to ensure the homeostasis in response to environmental threat. Let's see that there's environmental threat in the case of a viral infection. The interferon ensures that the bone marrow will release all the necessary cells to fight the viral infection. Also helps sustain the microbiota-driven antiviral immunity in epithelia. It's very important for the maintenance of synaptic plasticity and cognitive function, and also for the regulation of bone remodeling, as we'll see. And this is when it's, this interferon produced under normal conditions is produced in short bursts. You don't have a continuous interferon production, but it's self-limiting, and that keeps the organism to maintain the physiology. If you have uncontrolled and sustained and continuous production of interferon, then pathology ensues, as we see in the case of lupus. So regulates immune responses in the left, induces antiviral state so the cells can fight the viral infections, enhances innate immune responses to make sure that we fight the viral infections more efficiently, and also facilitates the adaptive immune responses. And interferon acts on a variety of cells of the adaptive immunity to make sure that you do get enough antibodies to fight, neutralizing antibodies to fight the infection. So let's see the pathophysiology of interferon in the case of SLE. The role of interferon in the SLE, in the pathophysiology of SLE, was first described in 1979 by identifying the circulating interferon in the patients of lupus in the sera. And then in 1990, a variety of inducers, molecules that or conditions that promote the uncontrolled production of interferon in SLE were described. And then in 2003, the interferon signature was described in patients with not only lupus, but also with other autoimmune diseases. Let's see these events. This is a similar observation by John Hooks and Harry Moutsopoulos at NIH. They found that in patients with active lupus, they have circulating interferon alpha, and this correlates with anti-DNA antibodies, with disease activity, and also with nephritis.
Over this observation was forgotten, but 20 years later, a lot more interest was stimulated in the film after the discovery of the toll-like receptors, and then a lot of people started describing inducers of and regulators of interferon production in lupus. Increased netosis has been described in lupus, and this nets contains mitochondrial DNA that stimulates the PDC via the toll-like receptors to produce interferon, but also apoptotic cells, which are increased in lupus. Viral bacteria in lupus can precipitate flare, and this is probably through the interferon stimulation. Long interspersed nuclear elements, activated platelet, activated B cells, which produce immunoglobulins, and through the FC receptor, stimulate the production of interferon by PDCs. Monocytes, NK cells, and activated T cells, all these have been described to induce the production of interferon in lupus. And the third milestone in the role of interferon in lupus was, as I told you, took place in 2003, when we started doing transcriptomic analysis of whole blood RNA. And we described for the first time the interferon signature in SLE. What is interferon signature? This is you have upregulation or downregulation of multiple genes that their expression is controlled by interferon. And this is used by interferon, not only in blood, but also in various tissues. These are the first observations from Tim Berners in PNAS, but also from a group in Texas. Strong interferon signature suggests that activation of or upregulation or downregulation of genes which are controlled by interferon in lupus. So this tells you that the circulating interferon has biological effects in lupus. We had the opportunity to do things, similar things in lupus. We have done comprehensive RNA analysis in the bone marrow and in the peripheral blood of patients with lupus, and we have found strong neutrophilic signature combined with prominent interferon plasmablast and plasma cell signature, especially in patients with active renal disease, and these are the key observations from our group. So the neutrophils in lupus are activated and they die by netosis. They activate the production of interferon, and then the interferon stimulates differentiate B cells to produce antibodies, and they differentiate into plasma cells, and all these things which take place in lupus, they are mirrored when you do RNA analysis and you study the expression of all the genes in the mononuclear cells in the bone marrow, but also in the blood. Following our work, other people have done RNA-seq analysis in skin or in the kidneys, and they have found a strong effect, a strong interferon signature in these tissues. But the interferon signature is not only present in lupus, but pretty much all patients with connective tissue diseases have and rheumatoid arthritis have an interferon signature. So the production of interferon is a key pathogenetic effect in all autoimmune rheumatic diseases, as you see in this slide. So there is an increased interferon production in SLE. Let's see the physiology, pathophysiology, the induced regulations and the effects and the pathophysiology. Just to remind you, these are the key inducers of interferon. All these things in lupus do stimulate the production of interferon. And this, the RNA or the DNA produced in these processes through the specific receptors, either cytosolic receptors, like the TLR7 receptors, but also other receptors like the MDA, cytosolic receptors, or the MDA, or IRA, they produce, they induce all the interferon production, and you do see the molecular pathways. These are innate sensors, are shown in this, depicted in this diagram. Type 1 interferon, interferon alpha production is mediated predominantly by foreign nucleic acids or endogenous nucleic acids
acting upon KLA 789 and this stimulates interferon alpha, whereas they may be stimulating other cytosolic receptors such as the MDA5 and the RIG1, and again they do produce a lot of interferon in lupus. The interferon produced then is bound to a receptor. Here you do see the receptor for type 1 interferon. It's a heterodimer, JAK1 and TYK2. STAT1 and STAT2 are involved, and then you do have the induction of the genes, which induce in an antiviral state, or they do mediate the immunomodulatory effects in lupus, as that we'll see next. Interferon is a major driving force in SLE pathogenesis, as you see here. This nucleic acid, endogenous or exogenous nucleic acid, stimulates the production of interferon by lupus, which bounds to interferon receptors here. High levels of circulating interferon derived from constitutively activated PDCs in SLE. In contrast to the normal physiological conditions, whereby PDCs that do produce interferon, they quit producing. In lupus, you have continuous activation and constitutive expression of interferon. 50% of lupus patients have upregulation of interferon inducible genes, which we discussed, we call interferon signature. This high interferon is associated with increased disactivity and severity and high titers of autoantibodies. And this is done because interferon has multiple influences on immune cell subsets, including B cells. As you see here, this interferon produced stimulates B cells to produce autoantibodies, stimulates T cells, macrophages, epithelial, to promote in both innate and adaptive immunity, which contributes to the pathogenesis of lupus. And this is in this slide, this is a summary of the immune cells that are affected by interferon. Pretty much there are, all of them are activated. T cells, B cells, NK cells, neutrophils. Interferon activates a variety of cells and that mediates this heightened inflammatory response, which is continuous. It is not limited as is under physiological conditions, but is constitutively active. And this interferon drives the immune system in lupus continuously crazy. It does activate continuously and that induces pathology. An interesting observation has been described in the interferon, which is continuously producing lupus, promotes the differentiation of B cells, not only to plasma cells that produce autoantibodies and cause pathology, but also a certain subset of these B cells regulate the function of the B cells, the remaining B cells, limiting the autoantibody production. Interferon pushes the B cells to plasma cells rather than to B-rex, and that increases the plasma cell differentiation in the production of autoantibodies. Women, they are more likely to produce interferon when stimulated, either women who have lupus or who do not have lupus, and that may explain in part the increased tendency of women to get autoimmune disease. So women as a whole, they do produce more interferon, and this seems to be, as you as described in this paper, this is related to genes in the X chromosome, but also the estrogen receptor signaling and the complement, and all of these things collaborate to increase the production of interferon, even in healthy women. So healthy women are more likely to produce interferon. A critical question is, why do you have increased interferon collagen vascular diseases? There are genetic reasons. These patients, they have to have genetic variants that they promote the production of interferon. A recent publication just published in Nature, this year suggests that the variant of TLR7 causes gain of function, and this variant increases the production of interferon alpha in animal models and causes lupus pathology. But also, as we have seen in lupus, there are a lot of nucleic acids from mitotic neutrophils or from apoptotic cells which die by apoptosis. There are endogenous retroelements that stimulate production of interferon alpha. There's mitochondrial DNA in red blood cells for lupus patients, and also there are new complexes
that contain endogenous nucleic acids and they create a positive feedback that sustains the production of interferon. Let's see some of these data. This is lupus patients. I have mitochondrial DNA, which is not removed as it occurs in normals, but persists, and this mitochondrial DNA lupus stimulates toll-like receptors and the PDCs to produce interferon. This is, was a paper in Cell Press. This is a paper from our group suggesting that interferon, which is produced in lupus, impairs the degradation of mitochondrial DNA and promotes autoreactivity in SLE monocytes. And that this short interferon prevents the degradation of mitochondrial DNA that stimulates the monocytes to produce and the PDCs to produce more interferon alpha, and interferon alpha feeds again into this. This is a self-sustaining process. And this interferon probably does the same thing in the red blood cells as we show in the paper on the left. So there is a positive loop in lupus. Certain things are happening in the that produce interferon, and this interferon alpha that is produced, including the autoantibodies or the other cytokines, they act back on the PDCs and is further stimulated to continue the production of interferon. And this is best exemplified in the monogenic lupus. There are some kids that develop a genetic form of lupus, rare cases related to these abnormalities that we do see here, which are all of them. These abnormalities lead to increased and continuous production of interferon alpha in kids, in these kids, unfortunately kids. And the phenotype is a typical lupus, malar rash, lupus rashes, arthritis, nephritis, lupus pneumonitis, and these are the interferonopathies mediated by the unsustained and uncontrolled production due to genetic causes in kids. Now, in polygenic lupus, in the lupus of the adults, in the non-monogenic lupus, there are multiple genes that regulate the production of interferon. Here are a list of the genes in this column here. And these genes, somebody could separate into three distinct columns. To the left are some common variants that are very common in lupus, but they have a small effect in increasing interferon production. At the other extreme, there are other genes like the TREX1 and ADR. They are uncommon and found in the kids with interferonopathies, but they are strong inducers of interferon. In the middle, there are other genes. So a variety of genes, lupus patients have a genetic predisposition to produce more interferon once stimulated by viruses or other endogenous inducers. And how does interferon then fits into the context of lupus? In lupus, there is a preclinical autoimmunity, the genetic predisposition, environmental triggers, they cause the production of pro-inflammatory cytokines such as interferon alpha and autoantibodies which appear in the lupus blood several years before the disease, and then the disease occurs. Once the disease is active and clinically active, again, we do have again production of cytokine and interferon and autoantibodies, which again feed the production as we saw in lupus. This is a seminal paper suggesting that autoantibodies, but also interferon alpha, precede the clinical onset of SLE. The autoantibodies were first described in a New England Journal paper. The interferon alpha was described in this paper in animals with rheumatic disease. And you do see that the first events that take place in pathogenesis of lupus in the preclinical phase before the clinical symptoms is the production of interferon alpha and and autoantibodies, which suggests that these are the key events in the initiation of the disease. And once lupus ensues, the high interferon produced correlates with renal disease, low complement, and these are interesting clinical correlations. An important thing that has been described by Kaplan's group in Michigan, then first and then at NIH, is that this interferon has a vasculopathic effect, causes endotheliitis, inhibits the repair of blood vessels, promotes the thrombosis, and promotes the atherosclerosis lupus. All these events are very reminiscent of the micro
angiopathy and macroangiopathy like you do see in lupus patients, and interferon alpha seems to be a key cytokine that mediates these deleterious effects. This endotheliitis in response to interferon lupus is very reminiscent of the endotheliitis in patients with COVID-19 that has been described because of the combined effect of the virus, infected endothelial cells, but also the interferon that's produced that damages endothelial cells. High interferon is associated with active nephritis, and it correlates better than C3 anti-DNA with the presence of active nephritis, again speaking up to the importance of the interferon. The photosensitivity also in lupus is linked to interferon. Lupus patients are more likely, in this part of the slide here, to produce interferon kappa, which then promotes the production of plasma by PDCs in the skin of interferon alpha, which circulates in the body. So the photosensitivity is accompanied by increased the production of interferon kappa initially, which increases the production of interferon alpha. And this is probably how photosensitivity exposure to sun mediates a flare of lupus. Interferon inhibits osteoclastogenesis, and that may explain why lupus patients they get an arthritis, which is deforming but non-erosive, probably because you do inhibit the osteoclast as described by these investigators. Interferon alpha also downregulates the production of CRP. That's why, despite the profound immunological activity and inflammatory activity in lupus, the CRP is not decreased. It's interferon that downregulates the production of CRP. A lot of interesting observations. And a final observation is that even an antiphospholipid antibody, if you have triple positivity, you have an activated interferon pathway, which suggests that, has a role in the associations with the antiphospholipid antibody. So all this, and I'm reaching the end of my presentation, all this interferon produces organ damage in the skin, as we saw in the joints, high interferon signature in the synovial joints, in lupus, in the oral mucosa, a strong interferon signature there, in the kidneys, RNA seq analysis has described a very strong interferon signature in the kidneys, in the renal tubular epithelial cells, which correlates with the strong interferon signature in the skin of these patients, and also in the vasculature, where the type interferon induces endothelial damage and forms cell formation, promotes atherosclerosis. And finally, in the CNS, there are interesting data suggesting that the interferon in lupus reaches the end of the brain, activates the microglia starts the activated microglia, chews up the synapses in lupus brain. That's what probably how it may be causing the cognitive dysfunction. Again, interferon plays an important role in this. So, key role of interferon, I guess the ultimate proof is if we inhibit whether you have any clinically significant events. And this is the trial of anifrolumab, an antibody that inhibits interferon receptors in active systemic lupus erythematosus. That will be discussed further by other speakers. Significant clinical effects on top of maximum immunosuppressive therapy. We've had the opportunity to treat 20 patients with refractory lupus, refractory to maximum immunosuppressive therapy, that we could not taper the steroids, or they had very bad arthritis, or bad rashes, or vasculopathy. And in some cases, the results were striking and were were observed very quickly. Within the first 2 to 4 weeks, you did see clearing of the skin and improving the joint disease and lowering of the prednisone. These are the therapeutic targets in SLE, and here, this is how you could target the interferon pathway. This will be discussed by other speakers. And this brings me to the end of my presentation. So what we have seen, that interferon is a key pathogenetic event in lupus. There are endogenous or exogenous nucleic acids that activate interferon production in SLE. And also, you do have the genetic genes which predispose to the increased production of interferon. Women are more likely to
produce even healthy women in the field. Their innate sensors, TLAS 379, inside the solid sensors that MDA5 MRIG 1 that mediate nucleic acids bind to these receptors, and that's how you get interferon production. And the interferon produced has important role in promoting autoreactivity locus, but also causing tissue damage. And we have seen that the interferon has a key note not only in the initiation of SLE in the preclinical phase, but also during the flares in the disease, and that interferon is an important therapeutic target. I would like to thank you for your attention, and I would like to apologize for not being able to be with you. I hope soon we'll be meeting you in person. Thank you very much. Mulțumim frumos profesorului Bumpas. A fost o prezentare într-adevăr foarte bună. Mare păcat că profesorul Bumpas n-a fost prezent să ne răspundă la întrebări. Prezentarea n-a avut doar elemente etiopatogenetice, ci a făcut și legăturile cu clinica, legăturile cu manifestările clinice, cu fotosensibilitatea, cu țintele terapeutice. Putem primi întrebări legate de această prezentare, vom încerca să răspundem noi sau, așa cum v-am spus, dacă nu, să le trimitem profesorului Bumpas. Așa cum vă spuneam, următoarea și cum a anticipat deja și profesorul Bumpas în prezentare, există legături între manifestările clinice și etiopatogeneză. Și Cristina Pamfil de la Cluj va încerca să ni le transmită și să ni le puncteze în mai mare măsură. Cristina? Bună ziua tuturor! Mă face o mare bucurie să fiu prezent aici și mult mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Și de asemenea mă simt onorată să prezint în continuare a domnului profesor Bumpas. Cred că se vede. Mulțumesc frumos! Rolul meu astăzi este de a face legătura dintre mecanismul patogenetic și practica clinică, desigur referindu-mă la amprenta interferonului, și voi aborda tangențial afectarea cutanată, articulară și trarenală. Suntem în general obișnuiți să ne gândim la patogeneză în lupus doar vis-a-vis de celula imună. Desigur, este mult mai ușor de studiat ca probele din țesut care presupun manevre invazive și biopsie. Ceea ce voi încerca astăzi să completez în continuare a ceea ce a spus domnul profesor Bumpas sunt informații legate rolul celulelor rezidente în patogeneză, adică ale keratinocitelor, sinoviocitelor, fibroblastelor și respectiv a celulelor rezidente renale și modul în care interferonul are un impact patogenetic la acest nivel. Domnul profesor Bumpas s-a amintit deja de familia extinsă a interferonului. Desigur, toate sunt importante pentru om, dar interferonul de tip 1 este cel care ne interesează în primul rând în lupus, el având un rol esențial în modularea răspunsului antiviral, dar și un rol imunomodulator, care în mod normal activează sistemul imun în atât cel născut și cel adaptativ, însă în lupus această activare este aberantă și duce la afectarea geneza manifestărilor bolii. Din punctul de vedere al afectării cutanate, practic producerea de interferon este generată de contactul cu virusuri care prezintă pattern-uri microbiene sau patogenetice capabile să inducă un răspuns imun, dar și de acizi nucleici care rezultă printr-un defect al îndepărtării resturilor celulare de către sistemul imun. Astfel, aceste resturi de acid nucleic practic sunt percepute, sunt înregistrate ca prezență prin receptori, fie localizați la nivelul suprafeței celulare, fie la nivelul endozomului, fie la nivelul citoplasmei, care induc un răspuns în urma căruia apar moleculele de interferon.
Un lucru interesant este cine sunt acele celule care secretă interferonul. Ele, desigur, sunt celulele răspunsului imun. Pe de altă parte, acest lucru se întâmplă și în interiorul organelor. Vă vorbeam despre keratinocite și fibroblaste, despre celule tubulare și epiteliale renale sau despre sinoviocite. Odată generat, interferonul, practic el se leagă de receptorii IFNAR ai acestuia și are loc activarea intracelulară care are ca și consecință, practic, expresia și modularea celulelor regulate de interferon. Acestea au ca urmare secreția de proteine și alte molecule care în lupus duc la anumite răspunsuri proinflamatorii foarte importante. Ce se întâmplă la nivelul organelor și cum apare damage-ul prin activarea interferonului, atât a sistemului imun înăscut, cât și cel adaptativ, apar autoanticorpi, apar complexe imune. Acestea sunt cele responsabile, practic, de leziunile de la nivelul diferitelor organe. Vă spuneam, celulele dendritice, plasmacitoide, sunt extrem de importante. Ele în lupus au numeroase defecte, respectiv sunt capabile de o senescență crescută, mor repede, activează aberant limfocitele, dar încă un lucru important este faptul că acestea sunt cea mai mare sursă de interferon în corp, dar nu doar în sângele periferic, ci și de la nivelul organelor. Nu doar celulele dendritice secretă interferon, ci și keratinocitele, iar această secreție de interferon a keratinocitelor, unele studii demonstrează că se produce nu doar în faza clinică, atunci când avem leziuni acute de lupus cutanat, ci și în faza preclinică, dar și în pielea aparent sănătoasă a pacienților cu lupus. Practic, avem atât de multe manifestări cutanate, avem multe manifestări care țin de lupusul acut, avem manifestări de lupus subacut și manifestări de lupus cronic, avem forme care se manifestă izolat, ca în lupusul cutanat izolat, avem forme care se manifestă acut și toate, totuși, au câteva elemente comune. Elementele comune țin desigur de clinică, de coexistența lor, de asocierea cu manifestările sistemice, țin de genetica, pentru că în interiorul pielii semnătura transcripțională a interferonului este foarte prezentă și pe de altă parte țin de histologie, histologia care prezintă elemente comune la nivelul tuturor formelor de afectare cutanată. Și există această leziune caracteristică care se numește dermatita de interfață. Este de fapt o reacție imună antiepidermală care induce prezența limfocitelor T și a keratinocitelor, care prezintă o reacție apoptotică sau necroptotică la nivelul pielii. Practic, dacă ne uităm atent în piele, observăm expresia a multor celule producătoare de interferon, atât celule dendritice cât și keratinocite. Iar această dermatită de interfață, pe care o vedeți mai exprimată aici, se regăsește și în imunofluorescență, practic ea dă banda lupică, care o regăsim în imunofluorescență datorită depozitelor granulare de complement 3 și de imunoglobuline. Dincolo de dermatita de interfață, care este prezentă, formele de lupus diferite sunt caracterizate și de o serie de alte leziuni cutanate, ca hiperkeratoza, depozitele de mucină sau alte leziuni. Dacă este să ne uităm la piele prin imunofixare, practic vedem keratinocitele care sunt marcate cu acest marker surogat MXA. Pe de altă parte vedem prezența celulelor dendritice plasmacitoide marcate cu CD123 și de asemenea o populație importantă de limfocite T, de asemenea cu rol histopatogenetic în afectarea cutanată. Desigur, multe din formele de lupus cutanat se asociază
cu modificări histopatogenetice diferite, dar numitorul lor comun este această dermatită de interfață, care în grade variabile și cu diferite alte asocieri în funcție de forma de lupus. Și dacă vorbim de tratamentul afectării cutanate, desigur, afectarea cutanată se regăsește în afectarea sistemică. Avem astăzi însă și recomandări care se referă doar la afectarea cutanată, elaborată în 2021. Și ceea ce observăm sau ați spune că interferonul lipsește din această schemă. Însă acest lucru nu se întâmplă pentru că, în realitate, foarte multe imunosupresoare, dar și antimalaritele, hidroxiclorochina și pelimumabul, toate impactează interferonul de tip 1. Concret, acidul micofenolic, care este un metabolit al micofenolatului mofetil, inhibă producerea de interferon alfa de către celulele dendritice într-o manieră dependentă de doză. Pe de altă parte, pacienții care primesc micofenolat mofetil pentru nefrită lupică înregistrează o diminuare semnificativă a semnăturii de interferon post-terapia cu micofenolat mofetil. De asemenea, hidroxiclorochina este demonstrat faptul că inhibă producția de interferon alfa, dar și expresia semnăturii interferonului la pacienții cu lupus, iar belimumabul scade atât nivelul de interferon cât și titlul de anticorpi circulanți. Desigur, interferonul este țintit de numeroase medicații, vorbim aici de anifrolumab, de inhibitorii de JAK și de terapia țintită pe celule plasmatice, pe celule dendritice plasmacitoide, toate având un efect important asupra blocării semnalizării interferonului și a diminuării expresiei interferonului. Din punct de vedere exclusiv al afectării cutanate, anifrolumabul în studiul TULIP 1 demonstrează o reducere a afectării cutanate la 42 de pacienți față de 25% din pacienții pe placebo din punctul de vedere al scorului clasic 50, iar în studiul TULIP 2, practic, o reducere destul de semnificativă, 49% a scorului clasic 50 sub anifrolumab față de doar 25% pe pacienții tratați cu placebo. Dar nu doar interferonul este important, ci și inhibitorii de JAK chinază pot bloca semnalizarea interferonului și efectele patogenetice induse de acestea. Din acest punct de vedere, un studiu important condus de Wallace pe baricitinib demonstrează faptul că baricitinibul 4 mg de pe zi diminuează scorul clasic 50 cu 67% față de 53% la pacienții pe placebo. De asemenea, o terapie pe care o așteptăm cu toții sunt anticorpii care depletă selectiv celulele dendritice plasmocitoide. Acest lucru pe un studiu de fază 1 preliminar demonstrează practic o reducere semnificativă a scorurilor clasic 50 de la 40% la 14% pe pacienții tratați activ comparativ cu placebo. Și un lucru important înainte să ne despărțim de afectarea cutanată este desigur asemănarea cu interferonopatiile pe care profesorul Pumpas le-a subliniat deja. Practic, în imagine avem multiple leziuni cutanate și desigur vasculopatia și endoteliopatiile de care vă vorbi profesorul Pumpas înainte de tratament și după tratamentul cu baricitinib, baricitinibul fiind o medicație practic aprobată pentru interferonopatie. Din punctul de vedere al afectării cutanate, ce se articulare, ce se întâmplă în țesut? Practic, la nivelul sinovialei, pacienții cu lupus demonstrează o expresie crescută a interferonului. Acest studiu s-a uitat, practic, la semnătura transcriptomică a interferonului la pacienții cu artroză, cu poliartrită reumatoidă și lupus eritematosistemic. Ceea ce observați este o marca și expresia semnăturii interferonului foarte mult mai semnificativ în lupus comparativ cu celelalte patologii. Cine este responsabil?
de secreția interferonului la nivel tisular, se presupune că sunt fibroblastele, iar această semnătură a interferonului susține și acțiunea terapeutică a inhibitorilor de interferon articular. Practic, în acest studiu de fază 2, MUSE, publicat în 2018, autorii demonstrează o reducere a numărului de articulații cumefiate și de articulații dureroase la toți pacienții, cu o diferență mult mai mare la nivelul pacienților cu o expresie înaltă a semnăturii interferonului la nivel articular, comparativ cu pacienții care nu au această semnătură. Din punctul de vedere al afectării renale, desigur, leziunea injuria renală se bazează pe depozitele de complexe imune circulante la nivel glomerular. Acest lucru se face prin geneza de complexe imune circulante în sânge și depunerea in situ, depunerea locală, pe de altă parte aceste celule complexe imune se pot forma in situ, nu în ultimul rând, anticorpii anti-ADN dupul catenar, al cărei asociere este bine cunoscută cu afectarea renală, se pot lega de antigenele prezentate la suprafața sau în mediul extracelular de la nivelul celulelor renale rezidente. Practic, aceste complexe imune se localizează la nivelul glomerulului în diferite segmente, iar distribuția, cantitatea și proprietățile proinflamatorii ale complexelor imune determină severitatea afectării tubelor interstițiale și glomerulare. Ce face interferonul în afectarea renală? El este produs de rinichi, mai ales de către celulele rezidente renale, mult mai puțin de către celulele imunocirculante. Practic, interferonul întreține inflamația glomerulară, având ca și endpoint fibroza și insuficiența renală. Mecanismele damage-ului indus de interferon sunt multiple. El promovează formarea de complexe imune circulante, recrutează leucocite care agravează leziunile proliferative. În ultima instanță apare activarea celulară, apoptoză, injurie celulară și fibroză renală. Pe de altă parte, interferonul beta de data asta, nu interferonul alfa, induce moartea podocitelor și suprimă diferențierea podocitelor sau precursorilor podocitare în podocite mature. Acest lucru duce la podocitopatie, la agravarea proteinuriei și la diminuarea capacității de reparare renală. Din punctul de vedere al semnăturii interferonului la nivel renal, o semnătură înaltă este asociată cu un risc crescut de afectare a nefritei lupine. Practic, un studiu realizat pe 102 pacienți cu 113 pacienți cu semnătură înaltă de interferon a demonstrat faptul că 42% din pacienții cu semnătură înaltă de interferon versus doar 11% din pacienții fără semnătura interferonului prezentă dezvoltă afectare renală. Un procent foarte important și de asemenea puteți vedea în graficul asociat frecvența mai mare a dezvoltării afectării renale la pacienții cu semnătura importantă a interferonului. Aceste date au dus practic la efectuarea unui studiu țintit pe eficacitatea inhibitorilor de interferon pe nefrita lupică, un studiu efectuat multicentric pe 147 de pacienți cu nefrită lupică, la care s-a dat anifrolumab timp de 52 de săptămâni. Important de subliniat, practic anifrolumabul a fost acordat ca și terapie în asociere cu terapia standard, în acest caz reprezentată de micofenolat mofetil și glucocorticoid, motiv pentru care acest studiu nu și-a atins endpoint-ul primar. Pe de altă parte, studiul a demonstrat o superioritate numerică la pacienții tratați cu anifrolumab în ceea ce privește rata de remisiune completă, 45 versus 31%, și de asemenea în ceea ce privește reducerea susținută a tratamentului cu glucocorticoid, 55 versus 33%.
Un lucru important pe care îl subliniază autorii este faptul că este foarte posibil ca doze mai mari de anifrolumab să demonstreze un efect terapeutic mult mai semnificativ din punctul de vedere al afectării renale. Un alt studiu pe afectarea clinică a semnăturii cu interferon a studiat severitatea afectării în lupus. Practic, 137 de pacienți cu lupus au fost urmăriți pe o perioadă de 5 ani de zile și s-a evaluat semnătura interferonului redusă de în acest studiu la 5 dene, atât la baseline cât și la 5 ani. Practic, semnătura înaltă a interferonului s-a asociat cu un număr mai mare de recăderi, un număr mai mare de pacienți cu scoruri SLEDAI mai mari și de asemenea cu activitate mult mai mare, mult mai semnificativă, o severitate mult mai semnificativă a puseelor de lupus. Și un alt studiu semnificativ care de data asta a constat, s-a efectuat peste 400 de pacienți cu lupus. Practic, pacienții au fost reuniți din diferite trialuri control randomizate pentru a studia dacă există o semnătură dacă semnătura interferonului se corelează cu anumite manifestări clinice specifice sau cu un profil serologic tipic. Dezavantajul în acest studiu a fost că semnătura de interferon a fost redusă la 3 gene, iar rezultatele studiului au demonstrat faptul că pacienții cu semnătură înaltă a interferonului prezentau hipocomplementemie, anticorpi anti-ADN dublu catenar, anticorpi antigene nucleare solubile și titru mult mai ridicat de BAF, comparativ cu pacienții fără semnătura interferonului. Pe de altă parte, studiul nu a reușit să demonstreze o asociere a semnăturii interferonului cu mai multe tipuri de manifestări clinice. Un alt studiu și mai ambițios de această dată și-a propus o revistă sistematică a literaturii care a urmărit identificarea asocierii semnăturii interferonului cu caracteristice demografice sau clinice la pacienții cu lupus. De data asta s-au urmărit toate genele explorate în diferitele studii și numărul de pacienți a fost foarte mare. În urma revistei literaturii, 20 de studii au reunit 1033 de pacienți cu lupus și 602 controle sănătoase la care s-a analizat semnătura interferonului asociată cu manifestările clinice. Practic, nu s-a reușit demonstrarea niciunei asocieri cu vreun fenotip tipic, cu afectare de organ sau cu activitatea bolii. Pe de altă parte, s-a observat o asociere între rasa africană cu o semnătură particulară a interferonului. Acest lucru totuși pare să nu aibă consecințe terapeutice. Desigur, studiile pe cohorte internaționale care să coreleze semnătura cu interferonului și cu manifestările clinice încep să apară, nu există însă foarte multe, dar le așteptăm. Important este și ne întrebăm dacă există un profil al pacientului care să primească tratament cu inhibitor de interferon. Acest lucru rămâne desigur de stabilit. Știm însă faptul că activarea interferonului de tip 1 este cea mai importantă în puseul inițial de boală și în timpul recăderilor, motiv pentru care ne-am putea gândi că acestea sunt momentele ideale ale administrării inhibitorilor de interferon. Un alt lucru pe care îl știm este faptul că doar 50-70%, vă amintea și profesorul Pumpas, doar 50-70% dintre pacienții cu lupus prezintă o semnătură înaltă a interferonului, motiv pentru care nu toți pacienții vor avea indicație de anifrolumab sau alte terapii. Și am să închei cu această imagine care ne vorbește despre faptul că ne aflăm în era lupusului eritematosistemic și a terapiilor, al cărui rol în arsenalul terapeutic este în curs de definire. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Cristina!
O prezentare foarte bună. Se vede că ai lucrat cu profesorul Bumpas și ești într-un fel eleva lui, pentru că ai preluat foarte bine câteva din mesajele lui și le-ai continuat. Aș vrea să-ți pun două întrebări foarte scurte, nu văd altele din public, sigur dacă altcineva. În primul rând, dacă această semnătură interferonului poate fi măsurată la noi și cum? În principiu poate fi măsurată, pe de altă parte este dificil de stabilit la toți pacienții și nu știm încă dacă determinarea semnăturii genetice la pacienți poate să aibă un rol semnificativ în alegerea medicației. Din punctul ăsta, acest punct de vedere, practic cercetătorii încearcă determinarea unor gene mai importante care să permită constituirea unor seiuri limitate în care să fie analizate prin PCR, desigur, la mai mulți pacienți cu costuri mult mai reduse comparativ cu o analiză genomică mai complexă. Și o altă întrebare a fost, ai arătat foarte frumos și a pomenit și profesorul Bumpas în prezentarea lui, există asocieri între această prezența interferonului și semnătura lui și unele manifestări clinice, cutanate categoric, probabil, foarte probabil renale, articulare. Crezi că există posibilitatea ca alte manifestări, cum ar fi cele hematologice sau serozitele, să nu răspundă la terapia antiinterferon? Foarte posibil. Foarte posibil, dar acest lucru în principal trebuie ține de mecanismele patogenetice de la diferitele organe. Ceea ce se poate spune este că în absența probelor tisulare, ceea ce se întâmplă cu precizie la nivel de organ este foarte greu de spus. Avem date despre piele, avem date despre rinichi, avem destul de puține date despre articulații și cu siguranță că am avea nevoie de mai multe date de la nivelul altor organe care să definească alte manifestări. Mi-e greu să vă spun, răspund la această întrebare. Probabil în viitor vom afla. Probabil în viitor. Sigur. Mulțumesc frumos, Cătălin. Ceea ce aș vrea să spun pentru Cristina este felicitări, desigur, o prezentare laborioasă și foarte aplicată subiectului. Cristina, aș vrea să te rog să comentezi unul dintre slide-urile profesorului Bumpas. În partea a doua a prezentării a fost un slide în care aveam un timing al creșterii progresive a semnăturii de interferon și al concentrației crescătoare a apariției diversilor autoanticorpi care sunt asociați lupusului. Depistați înainte de momentul debutului clinic al bolii. Întrebarea are două aspecte. Poate, în condițiile în care determinarea clinică sau utilizarea în clinică, în practica cotidiană, a determinării semnăturii de interferon încă nu este implementată din vari motive, inclusiv unele legate de tehnicile de laborator, de standardizarea rezultatelor, oare ar fi posibil să utilizăm autoanticorpii ca expresia semnăturii de interferon sau nu? Și al doilea lucru, al doilea aspect pe care poate că l-ai putea comenta, în ce măsură activarea căii interferonului și apariția a diversi autoanticorpi dintre cei care sunt frecvent asociați bolii ar putea să folosească în practica clinică pentru apropierea diagnosticului de momentul debutului bolii. Adică scurtarea perioadei care este în general necesară clinicianului pentru a pune diagnosticul. Mulțumesc, domnule profesor, pentru întrebări. Legat de prima întrebare, practic știm că interferonul duce la activarea sistemului imun înăscut și adaptativ, în special acelui la adaptativ vorbesc acum, pentru că practic activarea limfocitului B duce la formarea de plasmocite și de anticorpi.
și de aici complexele imune circulante. Practic, legătura dintre interferon și geneza de anticorpi este una directă. În ce măsură putem merge înapoi cu lupul, asta este foarte greu de spus. Practic, singurele date din literatură sunt cele care în studii izolate demonstrează o asociere serologică între prezența unei semnături înalte a interferonului și titlul mai mare de anticorpi, în special anticorpi anti-ADN dublu catenar. Desigur, mai mult decât atât nu se poate spune acum și nu uităm faptul că nu toți pacienții prezintă o semnătură a interferonului. În ce măsură pacienții care nu prezintă semnătura interferonului dezvoltă anticorpi anti-ADN dublu catenar sau alte serologie importantă, desigur, este un răspuns la o întrebare care mi-ar permite să vă răspund mai concret la prima dumneavoastră întrebare. Iar din punctul de vedere al celei, vă rog să-mi amintiți întrebarea numărul 2, dacă se poate. Era vorba despre ipoteza în care am putea folosi depistarea autoanticorpilor pentru a grăbi momentul definirii diagnosticului. Este o situație similară. În artrita reumatoidă avem factor reumatoizat de MACPA cu 10 ani, cu 14 ani înainte de debutul clinic. Din slide-ul lui Bumpas rezulta că și aici avem semnătură de interferon, avem autoanticorpi în titru considerabil, semnificativ clinic, înaintea debutului clinic al bolii. Oare am putea să screenăm acești pacienți, să-i căutăm în mod particular, să-i urmărim într-o modalitate specială pentru a grăbi momentul diagnosticului? Nu cred că aș putea să dau un răspuns. Probabil aș spune că nu, sau cel puțin nu există date din literatură. Știm că există atât de mulți pacienți cu anticorpi în continuare care nu dezvoltă niciodată lupus. Știm că anticorpii sunt induși de infecții, sunt induși de vaccinare, sunt prezenți la pacienții care prezintă persoane cu boli autoimune. Din acest punct de vedere, ar însemna să screenăm o populație uriașă cu anticorpi care pot de asemenea fi tranzitori. Sunt pacienți care dezvoltă foarte frecvent anticorpi post-vaccinali care se mențin 2-3 luni, poate chiar 9 luni, de la vaccinare și titlul lor dispar. Deci nici măcar n-aș putea spune că cum am putea să diferențiem pacienții care prezintă anticorpi tranzitor de pacienți care prezintă anticorpi permanent, ca să îngustăm practic grupul de pacienți care ar merita screenați din acest punct de vedere. Dacă la prezența anticorpilor am asociat și determinarea semnăturii interferonului, probabil că am face un pas înainte în acest demers, însă acest lucru cred că ar fi extraordinar de costisitor și nu îmi dau seama în ce măsură ar fi cu adevărat ceva ce am putea implementa în practica clinică. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte precaut. Este un răspuns foarte corect, în egală măsură este un răspuns care ne dă o idee asupra riscurilor acordării unei semnificații excesive autoanticorpilor pe care îi depistăm în variate situații clinice. Fiecare dintre noi s-a întâlnit cu cazuri de așa zis lupus care se bazau pe aproape nimic, cu excepția unor autoanticorpi, nici măcar aceia într-un titlu semnificativ, și fără o relevanță particulară ca atare. Îți mulțumesc foarte mult inclusiv pentru evaluarea metodologică a valorii metodelor de screening. Nu trebuie să confundăm studiile care ne permit reconstituirea mecanismului patogenic al bolii, care în mod evident presupune o activare repetitivă și progresivă a sistemului imun de o manieră stohastică care atinge la un moment dat un prag dincolo de care capătă expresie clinică și acest lucru era de fapt cel reflectat în studiul prezentat de Bumpas, cu
acordarea unei semnificații clinice și sau diagnostice, depistării unui sau mai multor autoanticorpi asociați lupusului în absența oricărei simptomatologii clinice. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc. Este momentul probabil potrivit să mergem mai departe și traversăm munții din Ardeal către Iași. Îmi face plăcere să o rog pe Alexandra Burlui să ne prezinte câteva lucruri legate de modalitățile de evaluare utilizate în lupusul eritematos sistemic, un subiect care este arid, fără discuție, dar este un subiect care este extrem de necesar, pentru că într-o boală cu atât de variate manifestări, cu o expresie atât de complexă, este esențial să putem folosi modalități de evaluare care să ne ofere o imagine asupra gradului de activitate al bolii, asupra leziunilor existente, astfel încât să folosim sau să valorificăm indicii compoziți la maximum a ceea ce ei pot să ofere pentru practica medicală. Alexandra, te ascultăm. Bună ziua, mulțumesc domnule profesor și mulțumesc pentru onoarea pe care mă faceți prin invitația la acest eveniment. Voi vorbi astăzi despre indicii de activitate și remisie în LES în lupus eritematos sistemic. Vom vedea cum putem măsura activitatea bolii, cum putem aprecia răspunsul la tratament, calitatea vieții. În OPIS regăsiți indicii globali de evaluare a activității bolii, indicii organ specifici, mai puțin numeroși, răspunsul la tratament, indicatorii disrupțiilor tisulare, respectiv modul de evaluare a calității vieții. Începând cu indicii globali și cel mai des folosiți indici, sunt SLEDAI, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index și versiunile sale numeroase și ele, Systemic Lupus Activity Measure SLAM, European Consensus Lupus Activity Measurement ECLAM, Lupus Activity Index LAI, Systemic Lupus Erythematosus Activity Index SCORE, CIS, British Isles Lupus Assessment Group BILAG și BILAG 2004, respectiv Physician Global Assessment. SLEDAI este, după cum bine știți, unul din cele mai folosite scoruri de activitate. Include 24 de parametri clinici și de laborator care pot fi urmăriți fie pe o perioadă de 10 sau de 30 de zile, include manifestări care pot să apară în cadrul a 9 organe sau sisteme. Scorul final este reprezentat de suma valorilor obținute și este maxim 105 și ce trebuie menționat este că anumite manifestări clinice, cum sunt cele neuropsihice și vasculita, au o greutate mai mare comparativ cu trombocitopenia, de exemplu, indiferent de cât de severă este trombocitopenia. Un avantaj al acestui scor însă este fiabilitatea sa chiar și în cazul aplicării de către clinicieni mai puțin experimentați. Este simplu, este ideal în practica clinică și sunt sigură că toată lumea îl folosește. Poate fi utilizat în studii retrospective, se asociază cu mortalitatea, însă din nou nu apreciază severitatea fiecărei manifestări incluse, ci doar prezența sau absența ei, dar se corelează și cu alte scoruri validate, poate ceva mai complexe, cum este bilagul, de exemplu. Are mai multe versiuni, SLEDAI 2000 sau 2K. Versiunea pe 30 de zile a SLEDAI 2000, Selena SLEDAI, varianta mexicană care are avantajul de a reduce costurile prin eliminarea analizelor imunologice. SLEDAI 2K sau 2000 poate evalua și el activitatea bolii pe 10 sau 30 de zile, este similar cu SLEDAI original. Asemenea SLEDAI variantei originale, manifestările sunt evaluate ca prezent sau absent cu scoruri între 1 și 8 puncte.
Nu ia în calcul ameliorarea parțială a simptomatologiei asemănător variantei originale. Este un scor de 6, se consideră că boala este clinic manifestă, în timp ce o diferență comparativ cu evaluarea anterioară de peste 4 puncte, în plus sau în minus, reprezintă o diferență semnificativă clinic. S-a demonstrat o concordanță între evaluarea pe 10 zile și 30 de zile pentru SLEDAI 2000, ceea ce înseamnă și SLEDAI varianta originală, ceea ce înseamnă că evaluarea pe 30 de zile este fiabilă și fezabilă, mai ales că evaluările de multe ori în studiile clinice au loc odată la 30 de zile. Mai mult, un argument împotriva evaluării pe ultimele 10 zile este faptul că este mai puțin probabil ca o manifestare clinică nouă să apară în a 11-a zi și să dispară în a 30-a zi, de la, în a 30-a zi de, așadar, înainte de cele 10 zile de evaluare SLEDAI, varianta pe 10 zile următoare. Selena SLEDAI este și el asemănător cu celelalte variante, sunt diferențe subtile pe care le vor prezenta mai târziu. Are 24 de itin evaluați pe o perioadă de 30 de zile, iar Selena este un acronim pentru Safety of Estrogens in Lupus National Assessment. Poate fi apreciată activitatea bolii în funcție de scorul obținut, un scor 0 fiind corespunzător remisiunii, între 1 și 5 activitate redusă, între 6 și 10 activitate moderată, între 11 și 19 activitate înaltă, respectiv peste 20 activitate foarte înaltă pentru Selena SLEDAI. SLEDAI, varianta originală, SLEDAI 2000 și Selena SLEDAI sunt aparent aproape identice, însă diferențele trebuie luate în calcul. De exemplu, cu referire la convulsii, precizez că Selena SLEDAI exclude convulsiile ca urmare a unor leziuni ireversibile obiectivate la nivelul sistemului nervos central. Această manifestare ar putea fi marcată ca activă în cadrul SLEDAI original sau SLEDAI 2000. De asemenea, Selena SLEDAI include sclerita și episclerita, vertijul, mai sunt și alte diferențe mai puțin evidente cu privire la manifestările articulare, de exemplu pentru SLEDAI 2000 sunt necesare mai mult de două articulații afectate, mai mult sau egal, în timp ce pentru SLEDAI și Selena SLEDAI trebuie să fie cel puțin trei. De asemenea, diferențe mici pot să fie observate și cu privire la afectarea renală, la proteinurie, manifestările cutanate și serozite. SLAM și varianta revizuită SLAM-R sunt comparabile cu instrumentele similare, includ 30 de item, 23 clinici și 7 de laborator, grupați pe 11 domenii, organe sau sisteme. Se acordă scorul între 0 și 3 în raport cu severitatea manifestării, valoarea scorului de 7 fiind considerată semnificativă clinic. Maximul este de 86 de puncte și trebuie să precizez că a fost validat pentru evaluarea activității lupusului la copil. Însă este mai puțin folosit comparativ cu alte instrumente de cuantificare a activității. ECLAM reflectă activitatea bolii în ultima lună, are un scor maxim de 10, este și el validat în evaluarea lupusului la copil și poate fi calculat retrospectiv. Este și el folosit în studii clinice, LAI sau Lupus Activity Index. Evaluează activitatea globală a bolii în ultimele 2 săptămâni cu privire la 5 secțiuni și 8 organe și sisteme. Scorul este între 0 și 3, cuprinde Physician Global Assessment, așadar o scală analogă vizuală pe care o voi prezenta mai târziu, dar și modificările în terapie. Are utilizare limitată. SIS evaluează activitatea bolii în ultima săptămână, se corelează cu alți indici precum SLEDAI, BILAC și SLAM. Este utilizat și el în studii, în trialuri, însă mai puțin frecvent ca alte scoruri, inclus 17 item,
cu manifestări clinice și de laborator. Scorul total poate fi între 0 și 52, iar boala inactivă este definită cu un scor SIS între 0 și 4, activitatea redusă între 5 și 8, între 9 și 12 activitatea moderată, între 13 și 15 activitatea înaltă, respectiv mai mult de 15 activitate foarte înaltă a bolii. BILAG. BILAG este un scor complex. Și varianta BILAG 2004 este un scor complex care se bazează pe intenția medicului de a trata. De exemplu, un scor BILAG A, care indică severitate, poate puncta necesitatea intervenției terapeutice. Așadar, poate influența schimbarea strategiei terapeutice. Activitatea la nivelul organelor și sistemelor incluse, cele nouă, și anume constituțional, cutaneo, mucos, neuropsihiatric, musculoscheletal, cardiopulmonar, gastrointestinal, renal, ocular și hematologic, sunt evaluate separat. Pentru fiecare se va stabili severitatea, de la niciodată implicat până la sever, iar scorul total include evaluarea fiecărui sistem, fiecărui domeniu evaluat. Modificările sunt evaluate pe ultimele 4 săptămâni. Se notează un scor de la 0 la 4 în relație cu severitatea, după cum vedeți. De exemplu, 0 înseamnă absența manifestării, ameliorare 1, improving, staționar sau same 2, agravare sau worse 3, respectiv manifestare 9, chiar și sub tratament new. Și indică severitate. Este un scor laborios, include 97 de item și, asemenea celorlalte scoruri de activitate, este necesar discernământul între modificările strict în cadrul lupusului și cele apărute în alt context, însă are un avantaj față de SLEDAI, are o sensibilitate mai mare. Pe lângă faptul că este un scor laborios, BILAG are poate și un alt mic dezavantaj, anume faptul că este necesar pentru o examinare acurată, pentru evaluare acurată, este necesar un istoric documentat pentru a arăta că anumite organe, anumite sisteme, anumite manifestări nu au apărut niciodată în istoricul, în evoluția pacientului. Ca o mică diferență, ca o comparație între SLEDAI și BILAG, precizez că SLEDAI este mai ușor de folosit, are 24 de descriptori, însă anumiți descriptori au o greutate mai mare, cum sunt cele manifestările neuropsihiatrice comparativ cu serozitele, de exemplu, sau cu trombocitopenia, indiferent de cât de severe sunt acestea din urmă. Scorul rămâne același indiferent de statusul ameliorat, staționar sau agravat, spre deosebire de BILAG. Pentru a se reduce valoarea scorului, manifestările trebuie să fie absente, spre deosebire de BILAG, care este mai laborios, este dificil de utilizat în practica clinică, include 97 de item, dar are avantajul acesta de evaluare separată pe domenii și surprinderea nuanțelor. Așadar, agravarea, ameliorarea, status staționar. Un alt indice global folosit este Physician Global Assessment, care este recomandat pentru utilizare în practică și reflectă opinia evaluatorului, a medicului curant. Este o scală vizuală analogă între 0 și 3, unde 0 reprezintă boala inactivă, 1 activitate redusă, 2 activitate moderată, respectiv 3 activitate înaltă. Este inclus atât în Serena SLEDAI, dar pentru exacerbări, dar și în alți indici. Pentru a examina și a obiectiva prezența exacerbărilor, se poate folosi Serena SLEDAI și BILAG-based flare measure, Serena SLEDAI flare index. Serena SLEDAI flare index diferențiază între puseele ușoare sau moderate, respectiv cele severe, unde este inclus codul SLEDAI cu o creștere de peste 12 puncte, spre deosebire de puseele ușoare sau moderate cu o creștere de peste 3 puncte, pentru unui puseu sever este descris apariția de novo sau agravare a manifestărilor neuropsihiatrice, vasculită, nefrită, miozită, trombocite, trombocitopenie sub 60.000 pe milimetru cub, anemie,
însă pentru un buseu sever este considerată relevantă și spitalizarea pentru manifestările din cadrul lupusului, modificările în terapie, inclusiv corticoterapie și adăugarea imunosupresoarelor, dar și opinia medicului curant prin creșterea Physician Global Assessment peste 2,5 puncte. Ca o comparație între Bilag-based flare measure și Selena Sledai, exacerbarea în Bilag-based flare measure este descrisă ca peste un domeniu Bilag A, adică peste o interesare nouă, severă, sau peste două domenii Bilag B apărute în comparație cu evaluarea anterioară. Selena Sledai, după cum ați văzut, Flare Index cuprinde scorul Selena Sledai, modificările schemei terapeutice, spitalizările și clasifică exacerbările în ușoare, moderate sau severe. Trebuie să menționez că în 2021, Definition of Remission in SLE Task Force sau DORIS a descris câteva caracteristici ale remisiunii în lupus. Este un task force din care din colectivul căruia face parte și domnul profesor Bumpas, care a conferențiat mai devreme. Criteriile pentru remisiune stabilite de DORIS Task Force au fost un SLEDAI de 0, Physician Global Assessment sub 0,5 din 3, necesitatea corticoterapiei sub doza de 5 mg, îmi cer scuze, am făcut o greșeală aici pe slide, sub doza de 5 mg pe zi și doze stabile de droguri modificatoare de boală sintetice sau biologice aprobate. Indicatorii organ specifici sunt mai puțin, mai rar utilizați. Un exemplu este CLASI sau de Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index, a fost elaborat pentru folosirea în trialurile clinice. Este validat, sensibil, evaluează afectarea cutanată pe 13 regiuni anatomice cu privire la activitatea leziunilor, gradul de activitate a leziunilor și damage și leziunile irreversibile. Afectarea mucoaselor și alopecia evaluată pe 3 cadrane, pe 4 cadrane, îmi cer scuze, cu sau fără cicatrici. Manifestările incluse în clasii cu punctaj diferit în funcție de severitate sunt eritemul, hipertrofia, ulcerațiile mucoase, alopecia. Pentru leziunile cronice, depigmentarea, cicatricile, inclusiv la nivelul scalpului și există și o clasificare în funcție de valoare care determină gradul de severitate, gradul de afectare, activitatea din punct de vedere cutanat. Pentru activitatea articulară nu există indici specifici, însă, după cum ați văzut, manifestările articulare sunt incluse și în variantele de SLEDAI, dar și în BILAG, unde poate în această situație se poate aprecia și severitatea afectării. Alți indicatori care putea fi folosit și s-au dovedit utili chiar ca endpoint secundar în anumite studii ar fi numărul de articulații dureroase și tumefiate în cadrul lupusului. Pentru afectare renală, niște indicatori care reflectă activitatea bolii ar fi proteinuria și creatinina serică. Asta este importantă și evaluarea indicilor globali. Bilalgul, după cum am precizat mai devreme, are avantajul de posibilitate de evaluare separată a tuturor domeniilor incluse și atunci se pot urmări anumite organe și sisteme în evoluție. Pentru evaluarea răspunsului avem RIFLE sau Responder Index for Lupus Erythematosus, care clasifică pacienții în raport cu răspunsul la tratament, depistează sensibil variațiile semnificative în activitate și evaluează chiar și răspunsul parțial sau total. In BICLA sau Bilag-based Composite Lupus Assessment include Bilag 2004, SLEDAI 2000 și Physician Global Assessment și tratamentul. Pentru Bilag, toate scorurile care au fost inițial A, pentru ca pacientul să fie considerat responsive, trebuie să se transforme în B, C sau D, scorurile B în C sau D, absența agravării pentru SLEDAI 2000, cum este și logic, este necesară absența agravării pentru ca pacientul să fie considerat responsive.
This is a global assessment, de asemenea, absența agravării și absența eșecului terapeutic. SLE Responder Index sau SRI, SRI, folosit în studii clinice, include și el SLEDAI 2000, o scădere cu 4 puncte, BILAG, absența unui nou scor A sau mai mult de 2B și absența creșterii semnificative a Physical Global Assessment. După cum observați, toate aceste scoruri de răspuns au fost folosite pentru studiile clinice, pentru introducerea unor tipuri de medicamente noi, cu rate de succes variabile, însă sunt folosite des. SRI, de exemplu. Alte indicii cu privire la răspunsul la tratament și scăderea activității bolii ar fi un titlu scăzut al markerilor imunologice, însă nu sunt suficienți, posibilitatea reducerii dozei de corticoterapie și dispariția manifestărilor clinice. Ca marcări imunologici, știm deja că există o multitudine de factori imunologici care se asociază cu răspunsul la terapie și cu activitatea bolii, însă de multe ori ei sunt și incluși în anumiți indici globali. Nu pot fi utilizați separat și nu sunt suficienți pentru aprecierea activității bolii sau răspunsului la tratament. Posibilitatea de tapering a corticoterapiei este un indicator al răspunsului la o terapie nouă în studii. LLDAS sau Lupus Low Disease Activity State este de multe ori utilizat în studiile clinice, include un SLEDAI 2000 sub 4, nu apar manifestări, trebuie să se obiectiveze un Physician Global Assessment sub 1, fără manifestări clinice noi, o doză de corticoterapie sub 7,5 mg zilnic și posibilitatea menținerii dozelor de întreținere a drogurilor modificatoare de boală aprobate. Pentru distrucțiile tisulare, știm că pot apare atât ca efect advers al medicației, dar și în cadrul bolii. Avem SLIC ACR Damage Index sau SDI, care evaluează 12 organe sau sisteme și reflectă activitatea persistentă a bolii. Leziunile tisulare pot fi evidențiate chiar și în timpul activității reduse, după cum observați pe slide. Se asociază cu dizabilitatea, atât fizică cât și mentală, cu mortalitatea. Trebuie să precizez că într-un studiu recent, 35% dintre pacienții cu lupus și cu leziuni tisulare au decedat pe perioada monitorizării, comparativ cu 8,7%, deci de aproape 4 ori mai mult. Calitatea vieții. Pentru calitatea vieții avem la dispoziție mai multe tipuri de scoruri, nu o să insist pe acest subiect. Short Form 36, EuroQOL, Lupus QOL, Quality of Life, adică facit fatigue, NRS sau Numeric Rating Scale. Short Form 36 este des utilizat în studiile clinice, evaluează calitatea vieții pe ultimele 4 săptămâni, pe 8 domenii, care includ componenta psihică, cât și cea fizică. Facit fatigue este și el utilizat, se referă la oboseala resimțită în ultimele 7 zile, include 13 itemi notați de la 0 la 5. Numeric Pain Rating Scale este o scală analogă vizuală care evaluează intensitatea durerii de la 0 la 10 și se corelează atât cu scorurile de activitate cât și cu cele funcționale în lupus. EQ, Five Dimensions, Five Levels, este și el un instrument de evaluare a calității vieții pe 5 domenii și evaluate pe 5 grade. În concluzie, estimarea activității bolii în lupus este un element central, deosebit de important, în determinarea eficacității unei strategii de tratament. Este o provocare pentru că lupusul este o boală complexă și evaluarea este complexă. În practică, este necesară utilizarea unor scoruri validate, în timp ce în trialuri pot fi folosite și scoruri de răspuns, mai des decât în practica clinică. Selecția instrumentelor se face, bineînțeles, în funcție de obiectivul evaluării.
Și este necesar, trebuie să precizez, cheia este ca evaluarea să fie minucioasă, atentă chiar și la diferențele subtile între scorurile similare pentru a obține o imagine cât mai acurată cu privire la pacientul pe care îl avem în față. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult și noi, Alexandra. A fost o prezentare atât de laborioasă și cu atât de multe bucățele, încât este un mozaic în care este foarte greu să te descurci, dar asta reflectă, de fapt, mozaicul care este lupusul eritematos sistemic, reflectă greutatea pe care o are orice practician, chiar dintre cei care sunt obișnuiți cu această boală, și, din păcate, reflectă și faptul că, de multe ori, pacienții nu ajung să beneficieze de îngrijirea cea mai bună pentru că nu ajung la doctorul care are suficientă pricepere, experiență, expertiză pentru a aplica toate aceste metode. Dar asta nu înseamnă decât trebuie să continuăm să privim fiecare piesă din acest mozaic și îți mulțumim pentru acest demers. Simona? Mulțumesc, domnule profesor. Da, aș face și eu un comentariu eu similar. Eu nu știu dacă microfonul tău este... E deschis, nu mă auziți? Acum da. Da. Nu știu, același comentariu, într-adevăr e foarte greu să te descurci în lumea evaluării lupusului eritematos sistemic. Aș vrea să te întreb, Alexandra, dacă ai sau aveți o scală preferată sau pe care o utilizați în practica clinică sau în general nu folosiți scale, ce faceți, cum faceți voi de obicei? Da, folosim scale, bineînțeles. La toți pacienții se folosește SLEDAI, eventual și scoruri funcționale, evaluarea intensității durerii, bineînțeles, evaluarea medicului, tot așa pe o scală VAS. Acestea sunt cel mai des utilizate. Cristina, voi ce folosiți la evaluarea pacienților cu lupus? Noi folosim, în practica de zi cu zi, aș putea zice că pentru mine scorurile au prea puțină semnificație, în sensul în care le folosim mai mult pentru studii clinice. Nu voi lua niciodată o decizie terapeutică în funcție de o cifră pe care o dă un scor sau un altul. Dar pentru studii clinice și pentru... evaluarea pacienților cu lupus, mult mai mult decât SLEDAI-ul, îmi place SLEDAS-ul, care este capabil să diferențieze activitate foarte joasă a bolii și mi se pare un scor mult mai bun și mai complex decât SLEDAI-ul. Cu toate acestea, SLEDAS-ul nu este incorporat încă în studii clinice, este un scor mult prea tânăr, motiv pentru care cred că marea majoritate a grupurilor de lucru folosesc SLEDAI-ul în continuare. Da, dacă mi este permis un comentariu, sigur că un scor nu poate substitui evaluarea clinică atentă a pacientului. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să minimalizăm valoarea scorurilor, pentru că în ciuda defectelor pe care le au scorurile, ele totuși ne oferă o imagine de ansamblu. Avem nevoie de ceva care să ne spună global cam cum stau lucrurile și acestea sunt scorurile. Că concomitent trebuie să ne uităm la manifestări, la tipologia lor, la agresivitatea lor, la răspunsul lor diferențiat la terapii, este perfect adevărat, deciziile terapeutice nu se pot baza exclusiv pe scoruri, dar scorurile ne sunt totuși necesare. Și dacă... Da, iartă-mă, Cristina, te rog. Un singur lucru vreau să spun în completare a ceea ce a spus dumneavoastră, domnule profesor.
Practic, mie mi se pare slick-ul foarte important pentru imaginea pe care ți-o dă în relație cu damage-ul. Cred că în practica clinică chiar și-ar avea rolul în evalua pacienții prin slick chiar anual. Din câte am observat, foarte puțină lume știe să-l completeze corect. Și ce un lucru foarte important, în absența completării slick-ului, nu suntem atenți la foarte multe leziuni de damage pe care pacienții noștri le acumulează. Și acest lucru ne face să pierdem din vedere poate imaginea globală a bolii și a disease burden-ului pe care pacienții îl acumulează și de care trebuie să ținem cont atunci când ne conducem tratamentul în prezent și la lung. Aș vrea să spun și eu ceva, dacă este posibil. Magda, nu știu dacă mă aud. Vă auzim. Da? Se poate, domnilor? Da, sigur, te auzim. Te auzim, da, te și vedem. Da, cred că subscriu ceea ce spune atât Cristina, cât și dumneavoastră. Cred că în practica curentă este bine să facem sledaiul, pe care și noi îl utilizăm, că este mai puțin consumator de timp, chiar dacă e mai puțin fidel decât bilagul, și slica cere damage index, alături de flare index. Cred că toate aceste trei lucruri care până la urmă ne obligă să facem niște investigații, deci să privim cumva pacientul sub toate aspectele lui, ne ajută puțin în ghidarea terapeutică și desigur, atunci când facem în mod repetat, când vedem un pacient și în mod repetat vine la internare, cred că într-adevăr reprezintă niște repere importante. Mai departe, mărturisesc cu rușine că, de exemplu, deși avem mulți pacienți cu afectare cutanată, noi nu prea facem clasic. Deși și am văzut că nici dermatologii noștri. Sigur că aceste scoruri care sunt îndreptate către un anume tip de organ lezat, sunt importante, dar sunt importante fie în studiile clinice, fie atunci când, de exemplu, sunt dermatologi care fac clasă. Da, și eu cred că cele trei trebuie să intre în practica curentă, să le dai slick-ul și flare index. Mulțumesc! Și dacă îmi permiteți și mie un comentariu legat de faptul că scorurile, sigur, nu pot înlocui experiența clinică, sunt absolut de acord că e așa. Pe de altă parte, cred că cu cât medicul care vede pacientul cu lupus are mai puțină experiență clinică, un scor are valoare mai mare. Adică acolo unde ești în fața unui expert care a văzut sute de cazuri de lupus și se poate orienta, probabil că scorurile nu sunt așa de importante. La medici cu mai puțină experiență în lupus, cred că cu atât mai mult trebuie ceva care să ghideze lucrurile și astea vor rămâne scorurile. Dincolo de dificultatea, de timp, de cât îți de consumatoare de timp, de polimorfismul lor, de decizia pentru unul sau altul, probabil că trebuie folosite și sigur lucrul ăsta crește mai ales la acolo unde nu... Nevoia e și mai mare acolo unde este mai puțină experiență clinică. Asta e părerea mea, desigur. Și cu asta, dacă nu mai sunt alte comentarii, vreau să spun că erau 220 de oameni care urmăreau în această după-amiază discuțiile noastre despre lupus. Între timp, vremea s-a stricat foarte tare și la Cluj, deci cu atât mai mult putem rămâne să urmărim și să trecem la ultima prezentare de astăzi, la cea referitoare la terapie și la felul în care terapia anti-interferon ar putea fi utilă în lupus și în ce fel. Te rog, Magda. Mulțumesc foarte mult, Simona, pentru introducere, pentru invitație. Mulțumesc domnului profesor Codreanu de asemenea. E să știi că la București vremea s-a făcut frumoasă. Dacă la Cluj s-a stricat, la București este soare. Este un subiect dificil acela pe care îl voi aborda în următoarele minute. Este dificil să tratăm lupusul eritematos sistemic,
Sigur că voi începe cu o privire de ansamblu și în a doua parte mă voi referi la vedeta zilei de astăzi, adică la tratamentul anti-interferon. Acum, de ce este dificil să tratăm lupusul eritematos sistemic? Pentru că așa cum spunea acum câteva minute domnul profesor Codreanu, lupusul este o boală cu heterogenitate complexă. De fapt, nu este o boală. Sunt 1000 de boli și așa cum din nou foarte frumos și plastic spunea profesorul Ellen, pacienții cu lupus sunt ca fulgi de zăpadă, nu vei găsi niciodată doi la fel. Iar rădăcina sau la baza acestei diversități, acestei heterogenități complexe, este tocmai întrepătrunderea între factorii de mediu care reprezintă trigger și susceptibilitatea genetică frumos prezentată astăzi, astfel încât rezultă căi patogenice multiple și complexe și un spectru al modificărilor imunologice anormale care la rândul lui este foarte complex. Ați văzut astăzi în detaliu cât de important este interferonul de tip 1, pentru că practic el este motorul care unește damage-ul celular, imunitatea născută, imunitatea umorală și imunitatea mediată celular și a curs multă cerneală și multă sudoare și multă știință pentru a descifra căile și misterele din care interferonul de tip 1 este motorul patogenezei lupusului eritematos sistemic. Atunci, cu atât mai dificil este în această boală, poate mai dificil decât în alte boli, să o tratăm. Și avem nevoie de principii, avem nevoie de repere, avem nevoie de jaloane. Jaloane care în lupusul eritematos sistemic sunt, încep de fapt cu anul 2014, când și aici, ca și în poliartrită, și în artrită psoriazică și în spondilită, se definește utilitatea acestei strategii de tratament la țintă, pentru că s-a dovedit că aceasta este o strategie care dă rezultate pozitive. Și grupul de lucru internațional care s-a întrunit în 2014 a definit modul în care această strategie de tratament la țintă trebuie să fie și este aplicată lupusului și a elaborat niște recomandări. De ce sunt importante aceste recomandări? Pentru că, practic, o terapie pe care noi o utilizăm în lupus eritematos sistemic trebuie să vină mănușă pe aceste recomandări. Și toate studiile clinice, inclusiv cele de anifrolumab pe care îl voi prezenta în partea a doua, încearcă să răspundă la aceste deziderate. Și sigur, dezideratul cel mai important este remisiunea, ca de fapt în toate celelalte boli, numai că remisiunea în lupus eritematos sistemic este poate mai dificil de obținut decât în celelalte afecțiuni, că timpul de atingere a remisiunii poate să fie de la 2 ani până la 11 ani și, din păcate, spre deosebire de alte boli, pacienții care ating remisiunea, doar 12% rămân în acest status la un an de zile. Și atunci, ce ar trebui să luăm acasă și cum ar trebui să privim o medicație pe care noi o studiem sau pe care noi o administrăm pacientului? În primul rând, această medicație cel puțin ar trebui să inducă statusul de boală cu activitate scăzută. De ce? Pentru că acest status și în lupus eritematos sistemic va reduce damage-ul, va minimaliza o mare problemă în lupus eritematos sistemic, și anume doza de cortizon și, desigur, va îmbunătăți calitatea vieții. O tintă a medicației asociate corticoterapiei este, sau unei medicații noi, este aceea de a reduce cât mai mult posibil cortizonul sub doza de 7,5 mg pe zi și veți vedea că studiul, de exemplu, cu anifrolumab impune acest deziderat, spre deosebire, de exemplu, de studiul cu belimumab, care nu a impus acest deziderat. Pentru că o doză mai mare de 7,5 mg de cortizon va produce leziuni viscerale și, de asemenea, din nou, foarte important, un deziderat pentru orice medicație, inclusiv pentru medicațiile noi, este acela de a reduce frecvența puseelor de boală, pentru că
implicit va reduce damage-ul, calitatea vieții și costurile. Când vorbim de boală cu activitate scăzută, cu cât pacientul nostru, cu cât medicația sub care se află pacientul nostru va induce o boală cu activitate scăzută persistentă, cu atât vom avea mai puțin, mai puține leziuni viscerale, mai puțin damage acumulat în timp, cu atât vom avea nevoie, așa cum vedeți, de o doză mult mai mică de cortizon. Cu cât suntem în status de boală cu activitate scăzută, cu atât necesarul de cortizon poate să fie sub 7,5 mg și desigur vom avea o calitate a vieții mai bună. De ce să reducem cortizonul? Știm, nu trebuie să vă mai amintesc, cred că avem cu toții dezideratul că nu dorim cataractă, nu dorim fracturi osteoporotice. Afectările cardiovasculare secundare cortizonului sunt multiple și uneori ne luptăm cu ele și nu cu lupusul, ca boală activă sau cu afectarea cardiacă activă în lupus, și desigur cortizonul afectează și limitul. Iar în ceea ce privește împingerea puseelor de boală, rărirea acestora, este importantă pentru că se știe clar și poate exemplu cel mai bun este nefrita lupică, că puseele de boală sunt asociate cu un risc crescut de damage. Un singur puseu de boală de nefrită lupică va produce o distrucție majoră de podocite. Ei, și ajungem la subiectul destul de dureros, pentru că avem destul de puține medicamente în lupusul eritematos sistemic aprobate. Unele dintre ele le folosim off-label. Ca să ajung să spun că utilizăm antiinflamatorii non-steroidiene, mi-ar veni să râd în această boală. Și a spune că da, îl dăm doar pentru controlul simptomatologiei, dar veți vedea, de exemplu, că în viața reală, în studiu pe care vi-l voi prezenta de anifrolumab, aproape un sfert din pacienți sunt tratați cu antiinflamatoare non-steroidiene. Piatra, una din pietrele de temelie, o constă corticoterapia, pe care o dăm atât în puls cât și în orală, în puls mai ales în pusee, și antimalaricele pe care noi ar trebui să recomandăm la toți pacienții, veți vedea din nou surprize în viața reală, pentru că s-a dovedit că antimalaricele controlează activitatea bolii și previn puseele de boală. În ceea ce privește terapia imunosupresoare, și Cristina aici a și punctat câteva din imunosupresoarele care acționează pe calea interferonului 1, aici vorbim de metotrexat, care controlează mai ales formele moderate și ușoare cu afectare articulară sau cutanată. Vorbim de micofenolat, pe care din ce în ce mai mult îl utilizăm și noi, pentru că putem acum costurile, deși nu este, el este off-label. Dacă veți citi RCP-ul micofenolatului, el nu are indicație în nefrita lupică, de exemplu, dar noi îl folosim mult în lupus eritematos sistemic ca tratament de primă intenție, de primă linie în nefrită. Azatioprina, care ne reduce puseele de boală, mai ales la pacienții fără afectare renală, care este utilizată în continuare ca terapie de menținere a remisiunii obținute în nefrita lupică prin micofenolat sau prin ciclofosfamidă. Deciclosporină, poate mai puțin utilizată, mai ales la pacienții utilizată care sunt refractari la cortizon, și desigur ciclofosfamida, pe care o cunoașteți, care rămâne în continuare în toate recomandările și ghidurile, rezervată formelor de boală severă amenințătoare de organ, cu afectare renală, cu afectare de sistem nervos central, cu vasculită. Sunt regimuri pentru afectarea renală, le cunoaștem cele două regimuri, există și terapie orală. Ajungem la terapia biologică în lupusul eritematos sistemic. Să știți că am făcut ieri o cercetare să văd cam câte medicamente în ultimul an biologice au fost studiate. Sunt 16 medicamente biologice care au fost studiate în lupusul eritematos sistemic și unul singur aprobat, anifrolumab. Asta spune mult în ultima vreme. Pentru că din 2011, când a fost aprobat belimumabul inițial pentru pacienții cu boală activă, cu serologie pozitivă, boală necontrolată de terapia de primă linie, dar fără afectare renală, urmând ca în decembrie 2020 FDA-ul să-l aprobe și pentru afectarea renală, pentru nefrita lupică,
E bine, de atunci, din 2011 și până acum în 2021, practic altă terapie biologică nu a mai fost aprobată. A fost aprobat în 2021 de FDA anifrolumabul și în februarie 2022 de EMA anifrolumabul, care, mă rog, avansez spunând că, sau definindu-l că este un anticorp monoclonal complet uman care se atașează de receptorul interferonului de tip 1, blocându-i astfel semnalizarea intracelulară. Și anifrolumabul este o terapie care se adaugă la terapia standard pentru pacienții cu boală moderat severă și cu anticorpi pozitiv. Și rituximabul, în fine, care nu este aprobat pentru tratamentul lupusului eritematos sistemic, pentru că, din păcate, studiile care ar fi dovedit utilitatea lui în lupus au eșuat, obiectivele primare au eșuat, a pus multă cerneală. Cu toate acestea, rituximabul este utilizat în boala refractară și mai mult decât atât, el intră în toate recomandările, ghidurile, fie că sunt americane, fie europene, fie engleze, de tratament al bolii. Sigur, Cristina a vorbit aici și de inhibitorii de JAK, de terapia sintetică țintită, respectiv de baricitinib. Interesant este faptul că în decembrie 2021 FDA-ul dăduse chiar un fast track designation pentru aprobarea cât mai rapidă a acestui medicament în lupus eritematos sistemic, pentru că și-a dovedit în studii clinice utilitatea. Dar, într-adevăr, în studiu BRAVE 1 SLA, el și-a îndeplinit obiectivul primar. Din păcate, în SLA BRAVE 2 nu și l-a îndeplinit, motiv pentru care acum recent baricitinibul, mai bine zis firma Lilly, oprește studiul SLA BRAVE 2. Ce se va întâmpla mai departe vom vedea. Și pentru că am vorbit de aceste ghiduri, fără să intru în detaliu, tocmai pentru că lupusul este o boală dificilă și tocmai pentru că, așa cum spunea Simona, mai ales pentru cei puțin experimentați, avem nevoie de ajutor, dar și pentru cei care experimentați. Avem nevoie de îndrumări, ne putem ghida pe ceea ce colegii de peste ocean, ACR-ul, a elaborat, respectiv ghidul, din păcate vechi însă, și astfel acesta nu conține toate medicamentele pe care le-am putea utiliza. Mai nou sunt recomandările EULAR de management al lupusului, recomandări care sunt determinate de severitatea bolii, bazată foarte frumos pe tipul de afectare viscerală amenințătoare de organ sau nu, pe activitatea non-amenințătoare de viață la nivelul altor organe și țesuturi și pentru necesarul de cortizon. Și astfel vorbim de prima linie de tratament sau de tratament la formele refractare, fie ușoare, fie moderate, fie severe. Avem ghidul britanic de tratament al lupusului eritematos sistemic și de prevenție a puseelor, elaborat în 2018, care conține cele mai multe medicamente, de asemenea și el elaborat pe baza activității bolii, și aici veți găsi, în plus față de celelalte ghiduri, medicamente care se utilizează mult, nu în România, dar în alte țări, și anume tacrolimus. Regăsim aici indicația imunoglobulinelor umane și a plasmaferezei, alături de belimumab și rituximab. Sigur, anifrolumabul încă nu și-a găsit locul în aceste ghiduri, pentru că el este foarte recent aprobat. În fine, ajungem la surpriza anului 2021, iulie 30, când FDA-ul aprobă acest medicament pentru lupus eritematos sistemic după 11 ani. Gândiți-vă câte medicamente au fost aprobate în poliartrită, în spondilită și în artrită psoriazică în 11 ani. Așa cum vă spuneam, anifrolumabul este un anticorp monoclonal complet uman, un antagonist de receptor al interferonului tip 1, care are următorul mecanism de acțiune, sigur, extrem de schemat. Interferonul de tip 1 se leagă de o subunitate a receptorului interferonului. Există două subunități. Deci de o subunitate aflată pe suprafața celulelor. Această
legare va determina practic dimerizarea celor două subunități cu semnalizare intracelulară și cu ceea ce foarte frumos a descris și a prezentat Cristina, expresia genelor care sunt stimulate, reglate de interferonul de tip 1. În momentul în care administrăm anifrolumab, acesta se leagă de o subunitate a receptorului de interferon, împiedică dimerizarea, mai mult decât atât va determina internalizarea acestui receptor. Consecința va fi aceea că fosforilarea stat 1 va fi inhibată, semnalizarea intracelulară va fi de asemenea inhibată și va fi inhibată expresia genelor care sunt determinate de interferonul 1. Câteva date legate de eficacitatea și siguranța anifrolumabului. Există un program clinic al anifrolumabului care conține 4 studii. Primul este studiul NUS, care este un studiu de fază 2B, evaluând siguranța și eficacitatea anifrolumab 300 și 1000 de miligrame intravenos. Următorul este studiul TULIP 1, este un studiu de fază 3, din nou evaluare de siguranță și eficacitate, de această dată 300 miligrame de anifrolumab și 100 miligrame de anifrolumab IV versus placebo. Studiul TULIP 2, care evaluează doar doza de 300 de miligrame intravenos, aici între cele două studii diferă nu numai doza, dar diferă și indicele care indice de răspuns la tratament a fost utilizat, pentru că aici la TULIP 1 au fost discuții, dar nu este momentul acum și nu am timpul necesar pentru aceste discuții. Și în fine, extensia studiilor TULIP. Eu am să prezint rezultatele studiului TULIP 2, care în final au determinat aprobarea anifrolumabului. Designul este un design frumos și curat, aș spune. Sunt pacienți cu lupus eritematos sistemic moderat, sever, seropozitiv, deci musai să aibă anticorpi antinucleari, anticorpi anti-ADN și sau anticorpi anti-SM, care primesc terapie standard, care au fost randomizați în două brațe, un braț care a primit anifrolumab 300 mg intravenos la 4 săptămâni și un braț care a primit placebo. Studiul a durat 52 de săptămâni, obiectivul primar a fost la 52 de săptămâni, proporția de pacienți care au obținut răspunsul BICLA pe care l-ați auzit și a fost definit anterior la 52 de săptămâni, după care a urmat o extensie a studiului. Ce este interesant, vă spuneam la început că e foarte important pentru o medicație este reducerea, posibilitatea nu numai de a determina remisiune, dar și de a determina scăderea dozei de cortizon. Ori în acest studiu este foarte clar stipulat. În primul rând, între săptămâna 0 și 8, cortizonul a fost scăzut la latitudinea investigatorului. Dar din săptămâna 8 și până în săptămâna 40 a fost musai. Scăderea dozei de cortizon în ideea de a atinge valoarea sau doza de sub 7,5 mg, după care, între săptămâna 40 și 52, această doză a fost stabilă. Care a fost ea, dar a fost stabilă. Iar pacienții au fost practic stratificați după trei lucruri importante. În primul rând, după semnătura interferonului, despre care ați auzit, v-a definit-o foarte frumos Cristina, ce înseamnă semnătura interferonului și cât de important este să avem o semnătură înaltă a interferonului din punct de vedere a patogenezei. Aici vorbim de pacienți cu semnătură înaltă versus semnătură joasă, scăzută la baseline. După activitatea bolii, pacienți cu SLEDAI sub 10 și peste 10, deci boală moderată sau ușoară, moderată, că ușoară nu se putea, boală severă. Și în fine, doza de cortizon baseline mai mică sau mai mare de 10 mg. Obiectivul primar a fost proporția de pacienți cu răspuns BICLA la săptămâna 52, tratați cu anifrolumab versus placebo. În dreapta vă reamintesc ce înseamnă răspunsul BICLA. Au fost și obiective secundare. Și acestea, practic, au analizat anumite lucruri. În primul rând, răspunsul BICLA la pacienții cu o semnătură înaltă a interferonului la baseline. Ce se întâmplă cu ei? Care este proporția pacienților cu răspuns BICLA 52? Mai departe, câți din acești pacienți au reușit să-și reducă doza de cortizon
constant sub 7,5 mg între săptămâna 40 și 52. Reducerea severității activității bolii la săptămâna 12, cuantificată prin scorul de activitate clasic, reducerea de mai mult de 50% a numărului de articulații dureroase și tumefiate la 52 de săptămâni și, din nou, foarte important, reducerea numărului de pusee de boală până la săptămâna 52. Din punct de vedere demografic, nu am lucruri deosebite să vă spun. E o proporție mai mică de pacienți, mai mare de pacienți de rasă caucaziană, 61%, deși, așa cum prea bine știm, rasa asiatică și rasa neagră au forme mult mai severe și forme cu comorbidități mai multe. Din punct de vedere al caracteristicilor bolii, sigur, este o boală ceva mai veche, este o boală activă, indiferent cum este ea cuantificată, cu un scor cutanat important, cu un număr de articulații dureroase și tumefiate. Marea majoritate a pacienților aveau semnătură înaltă de interferon la baseline, jumătate aveau serologie pozitivă și un sfert aveau scăderea valorilor complementare. Aici vine surpriza pentru mine, cel puțin, cum stau lucrurile în viața reală, că tot am vorbit ce trebuie să facem, nu întotdeauna facem ce trebuie să facem, sau ceea ce vorbim, sau ceea ce prezentăm. Iată că în acest studiu, care este multicentric, deci această imagine reflectă ceea ce se întâmplă în tratamentul lupusului în toată lumea, nu numai într-o singură țară. Mai mult, aproape jumătate din pacienți aveau peste 10 mg de cortizon. Surpriza pentru mine vine faptul că doar 66% din pacienți se aflau pe tratament cu antimalaric, mă așteptam ca aici să fie 80-90% procentul. Că nici aici nu sunt foarte mulți pacienți pe micofenolat, doar 13%. Sunt pe azatioprină sau echivalentul ei japonez, sunt pe metotrexat, dar surpriza, din nou pentru mine, pe lângă antimalaric, vine faptul că 23% din pacienți se aflau sub tratament cu antiinflamator non-steroidian în anul de grație 2000 și mult. Care sunt rezultatele? Obiectivul primar, răspunsul BICLA la 52 de săptămâni, există o proporție mare, aproape jumătate din pacienții tratați cu anifolumab ating acest răspuns BICLA la săptămâna 52 versus aproape 32% din pacienții tratați pe placebo, iar ca și caracteristică a acestui răspuns este faptul că răspunsul BICLA se instalează rapid. Practic, din săptămâna 8 se constată cum se despart aceste linii ale graficului, pacienții tratați cu anifolumab și pacienții tratați cu placebo și ce se întâmplă la 52 de săptămâni. Din nou, este o analiză foarte interesantă din punctul meu de vedere a răspunsului BICLA la 52 de săptămâni pe subgrupele de pacienți. Și anume, răspuns, deci toți pacienții au avut răspuns BICLA mai mare decât pacienții pe placebo, dar unii au avut mai mult decât alții. Și când spunem mai mult decât alții, din punct de vedere al rasei, ne referim la rasa asiatică și acest lucru mă bucură pentru că, așa cum vă spuneam, rasa asiatică are o formă severă de boală cu multe comorbidități. Aici am să comentez la sfârșit. De asemenea, au avut un răspuns BICLA ușor superior pacienții obezi. De asemenea, pacienții cu activitate mai mare a bolii, pacienții, cum era evident, cu o semnătură înaltă a interferonului la baseline, dar uitați-vă că au avut și cei cu o semnătură joasă, deci atenție, anifrolumabul nu se administrează doar pacienților cu semnătură înaltă de interferon. El este util pentru toți pacienții, dar în principal rezultatele sunt la cei cu semnătură înaltă de interferon. Aici este surpriza. Surpriza este în ceea ce privește sexul, pentru că practic dacă femeile au răspuns foarte bine la anifrolumab, bărbații nu. La bărbați este egalitate între anifolumab și placebo și îmi amintesc de primele diapozitive ale profesorului Bumpas, care spunea că pentru femei, inclusiv cele sănătoase, există o semnătură înaltă a interferonului
Și probabil că aceasta este explicația, zic eu, probabil că aici diferă foarte mult nivelul semnăturii interferonului femei versus bărbați. Și asta trebuie avut în vedere atunci când tratăm un pacient bărbat, din păcate. În ceea ce privește răspunsul Mikla în funcție de nivelul de interferonului, semnăturii interferonului la baseline, așa cum vă spuneam, mai mulți pacienți cu nivel înalt de, cu semnătură înaltă a interferonului au obținut răspuns Mikla față de placebo cu 17 mai mult, au obținut și cei cu răspuns, cum vă spuneam anterior, cu răspuns cu nivel scăzut a semnăturii interferonului la baseline, doar 11, dar au obținut, adică cu asta vreau să rămâneți totuși în minte, că s-a obținut, și asta este foarte important, un număr mult mai mare, adică jumătate practic și peste jumătate din pacienții tratați cu anifrolumab au putut să ajungă la o doză stabilă de cortizon sub 7,5. Asta este un lucru absolut grozav dacă privim în termenii SLIC ACR de mic index. Răspunsul clasic acesta l-a prezentat și doamna dr. Panfil și Cristina, v-a prezentat graficul, chiar colorat l-a prezentat din articol. Există o proporție de pacienți mai mare, care și-au ameliorat cu mai mult de 50% scorul de activitate cutanat clasic versus pacienții aflați pe placebo. Și aici răspunsul este rapid, nu este la 8 săptămâni, este la 12 săptămâni, dar este un răspuns rapid. Dacă te afli în fața unui pacient care este plin din cap până în picioare de leziuni active, cutanate, îi dorești ca lucrurile să se rezolve cât mai repede. Și pentru că unul din dezideratele încă din 2014 era acela să împingem cât mai mult puseele de boală, cât mai mult, dacă se poate deloc, dar dacă nu putem deloc, cât mai mult, iată că timpul până la apariția primului puseu de boală, asta înseamnă acest grafic, la pacienții tratați cu anifrolumab este mult mai lung decât la pacienții tratați cu placebo. Deci, practic, dacă în același interval de timp un pacient cu anifrolumab n-are niciun puseu sau unul singur, un pacient cu placebo are unul sau două puseie de boală. Acum, în afară de răspunsul Bicla, s-a făcut o subanaliză și pe cel de-al doilea răspuns care v-a fost prezentat de doamna dr. Buglui, și anume SRI, adică Systemic Lupus Erythematosus Responder Index, vi l-a definit doamna doctor, doar adaug faptul că 4 înseamnă cu cât practic câte puncte își ameliorează scorul de SLEDAI. Iată că există o diferență în proporția de pacienți care răspund SRI 4 tratați cu anifrolumab versus placebo, dar să știți că acest lucru, practic, a fost făcută analiza și pe un răspuns mai stringent. Ameliorare cu 8 puncte a SLEDAI este ceva. Și aici există o diferență, uitați-vă că sunt 10 pacienți în plus care obțin acest răspuns SRI 8 tratați cu anifrolumab versus placebo. Și supresia semnăturii interferonului, în mod evident, spun eu, pacienții tratați cu anifrolumab își fac o supresie aproape de zero, deci de baseline, a semnăturii interferonului, în timp ce pacienții aflați pe placebo rămân cu același nivel de semnătură a interferonului și subsidiar, pentru că reducem semnătura interferonului, se va reduce și serologia, respectiv titlul de anticorp anti-ADN mai mult decât placebo și vor crește nivelele complementului 3. În fine, ajung la foarte final, aproape, trebuie să spun și câteva lucruri despre siguranța acestui tratament. Efectele adverse cu o frecvență mai mare de 5% sunt în general infecțiile de tract respirator superior, nazofaringita, reacțiile infuzionale, bronșita, infecțiile de tract urinar. În mod pentru mine surprinzător, avem o proporție mare și va trebui să fim atenți dacă vom lucra cu anifrolumab. Avem o proporție mare de pacienți care au făcut infecție cu herpes zoster, e adevărat forme ușoare.
În fine, cum vă spuneam, în februarie 2022 aprobă și EMA acest medicament ca și terapie adăugată la terapia standard a pacienților cu lupus eritematos sistemic activ, moderat, sever, cu serologie prezentă. 300, doza este de 300 de miligrame intravenos în perfuzii lunare. În fine, anul 2022 aduce și în Europa și sperăm și în România, și de fapt l-a adus și în România, această medicație. Această medicație biologică aprobată după 11 ani de la ultima medicație aprobată, atât de FDA cât și de EMA. Medicație care reușește să stăpânească, să reducă activitatea bolii, să reducă doza de cortizon, să rărească puseele de boală, dar trebuie să fim atenți la efectele secundare ale acestei medicații, dar suntem obișnuiți cu acest lucru. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă există întrebări, în măsura în care le pot răspunde la ele. Mulțumim! Mulțumim frumos, Magda, pentru această prezentare. Într-adevăr, sunt vești bune. În lumea lupusului lucrurile se schimbă mult mai încet și mult mai târziu decât în lumea poliartrite reumatoide, dar realmente parcă încep să se miște. Adică au fost mai multe aprobări, acest preparat aprobat pentru lupus în general, sunt mai multe aprobări în nefrita lupică anul trecut și anul acesta. Deci cumva începem să se pare că am învățat cum anume trebuie făcute și designul studiilor clinice, să știu mai multe despre boală și realmente așteptăm. În rest, la ce pacient se potrivește, sigur vom afla din ce în ce mai multe pe măsură ce o să-l folosim mai mult. E liniștitor faptul că răspund toți pacienții, probabil că mai mult cei care au semnătura interferonului pozitivă, dar, mă rog, până la urmă toți răspund. Eu n-am văzut să fie ceva întrebări din public. Dacă dintre speaker poate vreți să mai faceți comentarii sau să puneți întrebări sau Cătălin? Singurul comentariu pe care aș vrea să-l fac este acela că sesiunea a reflectat foarte bine ceea ce este nou în lupus, respectiv progresele legate de patogenia bolii, corelația foarte bună cu manifestările clinice, explicația de ce, pentru a înțelege manifestările clinice și implicit modalitățile de interacțiune terapeutică, trebuie să cunoaștem patogenia bolii, iar pentru asta trebuie să cunoaștem imunologia fundamentală și mecanismele de reacție ale sistemului imun. Lupusul este un foarte bun exemplu pentru asta. Și aici asigur că gradul de cunoștință poate să varieze de la o privire superficială în care avem o idee despre celule și despre mediatori până la o discuție care să fie extrem de aprofundată și detaliată și care poate să fie foarte răsplătitoare. Pentru că unele particularități de evoluție ale bolii, unele particularități clinice sau explicații pentru răspunsul terapeutic derivă din cunoașterea mecanismului patogenic. Desigur că utilizarea cifrelor, știți foarte bine că reumatologie este foarte apreciată, trebuie să continuăm să cuantificăm, iar pentru asta avem nevoie de indici și de evaluări numerice. Problema complicată aici este că trebuie să le găsim pe acelea care să fie relevante și concomitent pe acelea pe care să le putem accepta în viața de zi cu zi, adică să conviețuim cu ele chiar dacă nu le iubim. În fine, faptul că panoplia terapeutică se diversifică este foarte bine. Concomitent, rămâne o problemă care, sigur, nu o putem rezolva acum și probabil că nu va fi rezolvată nici în viitorul apropiat,
aceea că în continuare corticoterapia este utilizată în mod exagerat și în unele situații atunci când practicianul nu face diferența între activitate și leziune restantă, reziduală, uneori poate să ajungă să facă mai mult rău decât bine. Dar aici sigur că sunt multe lucruri care sunt de spus, poate că în viitor merită un subiect legat de acest aspect. Mie personal mi-a plăcut, chiar dacă într-o poziție particulară, dar aceea de moderator, pentru care îți mulțumesc, însă sunt convins că mi-ar fi plăcut și dacă aș fi ascultat pur și simplu sesiunea. Au fost lucruri de învățat din aceste prezentări. Mulțumesc frumos, Cătălin. O să vă rog frumos pe fiecare dintre speaker să spuneți un mesaj de final. E și ziua lupusului, cred că se poate transmite orice, inclusiv ceva mai festiv, orice se poate într-o zi festivă. Magda? Mă bucur. Am ascultat anul trecut congresul Lupus și Cora, care au fost împreună, și într-adevăr am văzut cum se mișcă lucrurile în lupus și nefrita lupică. Sunt bucuroasă că apuc aceste terapii și cu siguranță le voi apuca și personal. Și sper ca la anul, când ne întâlnim, în 2023, să mai adăugăm cel puțin unul sau două medicamente în panoplie și să căpătăm experiență cu ele. Sigur, mulțumim. Cristina? Eu doresc să felicit toți doctorii care se ocupă de pacienții cu lupus și de boli rare și de colagenoză în general, pentru că sunt boli rele și oamenii au nevoie ca noi să facem tot ce putem pentru ei. Așadar, la mulți ani pentru doctor și la mulți ani pentru pacienți. Mulțumim. Alexandra? Da, profesor, vă mulțumesc încă o dată. Este o onoare de a participa la eveniment și de a prezenta alături de dumneavoastră. Și ce îmi doresc atât pentru clinician, cât poate mai mult pentru pacienții cu lupus, este să avem posibilitatea ca în viitor să privim evoluția bolii și prognosticul cu mai mult optimism. Mulțumesc frumos! Tocmai în timp ce se desfășura această manifestare, am primit pe e-mail un mesaj de felicitare, așa tot destul de festiv, de la Lupus Foundation din Statele Unite. Mesajul e semnat de Julian Lennon, de fiul lui John Lennon, care știți că este unul dintre marii promotori ai lupusului și susținători ai lupusului în lume, și din cauza povestii cu Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy era prietena lui Julian Lennon și Lucy a făcut lupus foarte devreme și un lupus extrem de sever. De atunci familia Lennon a devenit o mare susținătoare a cauzei lupusului și sunt principalii ambasadori. Lupus e o boală grea, e o boală foarte diferită, nu seamănă un pacient cu lupus, așa cum spunea și Magda, nu seamănă cu un alt pacient cu lupus. Pe de altă parte, lupusul este o provocare, e o boală fascinantă și pentru cei care ne ocupăm de lupus și ne petrecem vremea în lumea lupusului, categoric o boală deosebit de interesantă și foarte, foarte bine că se întâmplă lucruri și că realmente putem sărbători ceva cu ocazia Zilei Lupusului. Aș finaliza prin a mă trage din cadru și a vi le arăta pe colegele mele care tratează lupus, medici cu experiență alături de rezidenți. Poza e făcută azi dimineață în grădina clinicii pentru a sărbători Ziua Lupusului. Mulțumesc frumos, mulțumesc Cătălin, mulțumesc Magda, Cristina, Alexandra. Să ne vedem cu bine. Următoarea întâlnire a Societății Române de Reumatologie online este în 23 mai. O să vorbim atunci despre biosimilare. O să mai avem o întâlnire în 29 iunie de ziua sclerodermiei, desigur despre sclerodermie, și între ele sper să ne vedem cu bine la Școala de Vară, respectiv la Congresul Român de Reumatologie. Mulțumesc! Mulțumim, la revedere! Mulțumim, seara bună! La revedere! La revedere!